Interesant. Foarte mișto. E foarte mult mișto. Fiecare casă are cel puțin numai. Uite asta cât de frumos e. Uite unul frumos, chiar foarte frumos. La vila din casă. Mergem poate la întoarcere pe la refugiu. Da, da, da. Urcăm puțin. Îmi place așa de mult pădurea aici în Măticel. Nu-ți place? Da. Foarte frumos pe aici. Plin de copaci de-ai case.
Da, uite. Au băgat viteză. E frumos și pe aici. Deci aici este măsurata la ușură. Stai așa, da? Să nu intri în cadru. Bună ziua! Bună ziua! Pentru că e bună, nu? E bună pentru toată lumea. Mai ales pentru dumneavoastră, să faceți plajă. Unde ne pun? Pe Valea Albă unde gândeam. E cu noi tot așa. Cu partea asta, și nu pe stânga. Că nu eram sigur dacă... Se poate intra pe două părți. N-aveți o hartă? Ba da, avem un pic și aici de la măsurătoarea ușilor. Avem ușii noștri și arată marcaj gripe. Da, harta bună nu vreți să o folosiți. Care harta? Nu știu, nu știu. O pos. Am început să apară stânci, da. Nu e bine. Asta voiam să-ți explic. Eu cu magnetismul, ăla și creierul, îl dereglez. Mi-a rămas în cap de când am fost la RMN. Da. Ce-a rămas, dar cred că e doar o părere. Nu. După ce am ieșit de acolo, da. Vederea dublă s-a activat iar și mai tare. Aha. Pe stâncă este triunghiul. Da. Și să nu zici că ăsta e de 10 de ani. Deci ăsta este înainte de Valea Jepilor, a fost primul traseu către platou. Istoric vorbind. Au fost mai multe. Ăsta a fost primul. Și până pe la târnă. Da. Foarte frumos pe aici. Și pădure și stâncă, cum îmi place mie. Da, într-adevăr, la izvor nu găseam nimic.
Să vezi. Nu se dau la o parte rădăcinile astea. Era o piatră. Nu arată acolo. Dar arată că și pe tine. Dă-mi coate să te arăt și pe tine. Dă-mi coate. Păi... Să te filmez cum urci. Ah. Bagă. Ionuț Războinicu. Ultimul mochitar. Păi în ultimul după nici. Un de belvedere, aici să filmezi. Ultimul mohican este numit că ar fi Nae Popescu. Da. Nicu Predescu. Este unul dintre cei care lucrau la cărți. La cărțuliile munții noștri. Da, și o primește YouTube-ul. Niște filmulețe, ca de obicei. Da. Sunt obișnuit cu... Ați filmat cu mine? Da, dar... Nu, dar este... Este anonim. Hai că au început deja să apară culorile. Mi-ai făcut pofta, eu tot timpul ciorba de pui cu legume. Dacă tot zici de fasole că a venit toamna, ar trebui să fac efort. Pentru așa ceva. Păi mai degrabă aici ar fi un punct de belvedere. Am făcut dor de pește, de păstrăi. Și așa ceva ar trebui. E, uite, până astfel de locuri are o problemă Silvia. Prin astfel de locuri. Uite, eu uitasem că pe aici e cam. Da, dacă mergem într-o sâmbătă, duminică, și acolo găsim locuri o grămadă. Da.
Păi, dă-te la o parte să se vadă pe cameră. Eu nu. Mai sus de picătura. Aha. Blidul uriașilor? Da. Și ăsta de aici... Asta sunt albișoarele. Pe aici ar fi foarte... Asta e albișoara mică, mare și... S-a băgat vreo cineva pentru alpinist pe aici? Sunt 2A și 2B s-au băgat, dar nu, că n-aveam echipament în ambele. 2A, 2B? Da. Glumești? Da. Sau de 3, nu mai știu. Păi 5 și 6 sunt cu verticala... Nu mai sunt de creastă și de flori. Și eu cred la fel. Pe hartă, dacă mă uit cu atenție și citesc... Dar deocamdată să înregistrez pe cameră că e un belvedere foarte reușit aici. Și sura albastră, dar o vedem din poiană mai. Picătura și strunga albișoara turnurilor. Și creasta picăturii. Și creasta picăturii și... Fisura albastră zade, aici, peretele s-a... Fisura albastră. Am înțeles. De, cel mai dificil, de 6B parcă, 6, da? Aha. Lungim între coarbe, de 5, 6, lungim de coarbe. Mie mi se pare deosebit de dificil... E, aparent. Da? Când ajungi acolo, nu e chiar. Aha. Sau săritor pe la care merită, trebuie deja să ai echipament de căsărare. Am înțeles. Iar aici, da, se vede că este da. Vertical invers. Da. Unghiul... Aha. Și ai belvedere de jur împrejur. Ai mai fost aici, nu? Nu. Mă duc. La refugiu o să fie tot frumos. Da. O să vezi acolo cât de frumos. La refugiu suntem înconjurați de stânci, nu avem belvedere. Avem belvedere. De ce nu mă înțeleg? La refugiu Coștila. Da. Iar cruce. Da. Nu se poate. Acum mai urcăm un pic cu frunze pe vale. Coborâm. A, dar aici este, a, lateral, așa frumos. Și aici am cum să prind poze fără soare. E perfect momentul. Uite că mai sunt oameni în poiană. Puțin. Am ajuns în poiană deja. Da, o să prins, nu. Deja au început să se vadă. A? Da. Vezi de ce este complicat cu bețele? Am băgat și pe băieții aia că vor să se vadă și. Nu este loc pentru
aparatură dacă avem beți. Uite că într-adevăr, gata, și la ora asta... Cum sunt. Uite, așa vor fi de asemenea. Aha. Am înțeles. Super. Și ce coloristic au? Ai văzut-o în pozele alea care ți le-am trimis sau nu ai remarcat-o? Ba da. Ai remarcat-o, da? E foarte cunoscut. Da, asta este printul nostru terminal. Îmi iau geaca cu mine, este un cap și poze tot. Păi mai avem puțin și ajungem sus. A, puțin. De aici până să faci 2 ore jumate. Crezi? Da. Am făcut cu piciorul meu. Dacă vrei să mergi, eu mă bag. Ca acum este cu soarele lateral și în spate. Cu filmul. Ce te uite timpul? Merg în ritmul tău. Oricum merg destul de bine, așa să merg. Deci asta tot zadă? Cum? Tot zadă? Zadă, zadă, sigur. Dar uite, alea de pe versant au îngălbenit. Că e umbră mai... Aha. Se prind mai mult. Păi pe aici este cel mai frumos în Valea Albă. Da. Deci, de aici încolo chiar cu ușor scap într-un burlan așa. Nu, nu. Dar majoritatea a mers aici și de ce că e vale ușoară. E o vale ușoară. Da. Trafilo, nu știu, ce e bluga aia? Cu siguranță le schimb. Că și eu mai stau, nu ce mai stau și le schimb. Da, cu siguranță. Deocamdată le las.
pot schimba, aoleo, câte avem de tot. Pe timbal o să o iau și pe Silvia, niciodată n-am n-a văzut Valea Morarului. Da, cred că acolo ar putea. Eu nu știu că am ieșit la un moment dat, dar nu-i suprăpăstit. Deci nu e ca aici. E pădure, îndreaptă. Bă, dar curge flagnul. Da. Funcționează. Asta e un lucru bun. Da, camera are cu siguranță și microfon și o să se audă toate sunetele neplăcute, inclusiv dialogul. Știu, dar uite-te pe unde merg. Sau, după cum e moda, putem să mutăm sunetul original. Drumuri bune, da. La fel, la fel și dumneavoastră. Mulțumim. Doamne ajută. Un acoperiș verde, foarte interesant, că o piscină n-are cum să fie. Acolo. Da, acolo e zona Silva din Mișcă. Da? Știi unde e telecabina și hotelul Silva, în Bucel? Păi Valea Jepilor este în dreapta. Da. Da. Ceea ce vedem ăla verde, probabil că e zamora ceva. Nu e zamora. Aici. A, în partea ailaltă. Aici, fix da. În față. Da, da, da. Ne oprim la punctul ăla de belvedere și acolo ne scoatem, da? Care punct? E un punct de belvedere, nu știu, unde l-am întâlnit cu grupul ăla de care a cerut. Aha, da! Ca să ne dăm asta. Da, 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 da. Bună idee. Ce de lume pe Valea Albă? M-a nu te așteptai? Nu. No. Păi? Dar fiind o vale ușoară, de-aia o... Da, e frecventată. Deci e nu se duce pe coștile. Foarte frecventată. Pe... Na, pe Mălinului. Pe Valea Țapului, Valea Urzlicii. Putem ieși. Mai ales Valea Țapului foarte grea. Foarte grea. E unul de. Coștile, e unul de. Marius m-a trezit într-o dupămasă cu tot felul de întrebări, pe el îl interesează pe unde aterizează. Da. Și eu îi vorbeam de voi și el a zis, tot vorbeam de refugiu, da. Coștila. Aici era. Și el de Valea Coștila. Am zis, ce Valea Coștila? Nu există nici astfel de vale. Sunt o grămadă de voi. Și după aia i-am explicat că i-am explicat că am dormit. Da. Se întâmplă și pe roșu, dar pe înregistrare. Dar cum îți dai seama că se blochează? Încerc să apăs pe butoane și nu le folosește deloc. Da. Sport. Acum a
Există și ideea că frunzele astea sunt de anul trecut. Da, da. Nu e idee, e sigur. Am mai picat și câte una de anul ăsta, dar... Hai să încercăm pe aici. Noi am venit pe dreapta. Dar să încercăm și pe stânga. De ce nu? În altă parte nu ne duce. Cred, sper. Ne duce unde ne duce. Tot acolo ne duce. La val. Ne-am intersectat cu poteca din dreapta. Da, deci pe hartă ne zice că pe aici ar fi un izvor. Asta e, mă, dar nu, eu l-am prins și cu apă, dar acum a secat, că nu... Ce asta e? Și deci vedeți, uite, vezi unde e sticla aia? Uite aici, pe aici era. Numai puțin. Cred că n-am nimerit. A, da, într-adevăr. Păi n-are, dar are acolo. Poți să iei, dar e stătută. Interesant. Da, izvor... E ca fântânița asta, dar fântânița e mai... Izvor vale mai degradată e fântânița după murare decât asta. Uite, copac interesant. Foarte frumos. Poate să ajungem la confluența, cum să mergem în stânga. Aha. E foarte interesant aici, foarte frumos. Cred că a trecut răceala, după atâta... Este și mama răceală. Da. O să vezi, tot mâine ce bine te simți. Da, cred că se înfăță în ceasă, da, la mine. Să mergem pe ceasă. Uite, face la copacul. Păi da, pentru că printre copaci, probabil... Da, de fapt, pe unde e nenea asta. Da, aici. Probabil că, nu e un nene, este altcineva. A, dai noștri. Da. Săruna. Da. A,
am fost până la... Da. Da. Mai departe n-aveam de ce. Se terminase pădurea. Băncuța Coștila și mai e unul și mai jos. Păi, cred că echipamentul pentru renovarea a fost adus cu elicopterul. Sigur pe aici trebuie acolo? Da, uite semnul. A, ne arată semnul. Ne arată semnul pe unde să o luăm. Trebuie să pun camera să aștepte. Câte pași trebuie? Așa, pe unde? A
Adică să fac un pas pe stânca acolo? Da, e o idee. Corect. Așa. Și acum să continui. Să continui, dar rucsacul e departe. S-a rezolvat căritoare. Ăla e predealul? Azuga? Azuga. Da. A, da. Am coborât pe acolo. Corect. De acolo e Azuga. Nu avem cum să avem și camere. E? Și... Aici am făcut sport, adevărat. Dar e și transpirația din noi, nu? Nu. Așa e, nu? Stai să suflu nasul și să răspund. Hai, suflu, să trebuie să mă stai. Păi, alții sau băieții de dimineață? Alții. Nu, acum să coborâm pe aici sau să urcăm mai departe? Aceasta e întrebarea. Întrebarea este că trebuie să coborâm. Trebuie să coborâm. Dacă vrem să mergem pe... Dacă vrem să mergem pe... Brua aerian, da, într-adevăr. Păi... Da, am priceput. Mergem la refugiu că prindem peisaj. Brâna aeriană, e urcuș mai departe și obosim. Mai și pe la refugiu este de urcat. Da, ăsta de jos a fost Bușteniu. Acolo este probabil Azuga. Da. Aha! Deci zici că asta ar fi Valea Coștilei. Cam așa. Aha. Sunt băile. Trebuie să iei între bolovan. Am înțeles. Păi, deocamdată nu arată foarte dificil. Mai sus nu știu cum e. Sus e dificil. Sus e dificil. Am înțeles. Deci este doar începutul este. Ce bine ar fi cu piața. Păi da, aici arată foarte frumos. Da. Sunt o poză de aici, nu? Bolovan mari.
Stai că nu te... Nu mai vezi. Nu mai are calibrare, e de la stânci. Valea Coștilei 1B. Cruce. Da, o cruce foarte veche, probabil. Valea Gălbenele. Valea Gălbenele. Valea Coștilei nu se vede. Corect. O să vedem de la refugiu. Da, de la refugiu, corect. Nici nu m-am mai uitat pe hartă. Da, corect. Asta din stânga. Ar fi mai degrabă lângă. Cred că este totuși Valea Coștilei. Ne uităm. Valea Gălbenele e în dreapta, după refugiu. When we were young. When I was young. When I was young. Da. Și noi we were. Da. Exact. Da, am uitat mai uitat. When I will. Valea Coștile. Ți-am făcut zâmbetul inconfundabil. Am prins zâmbetul inconfundabil. Nu știu dacă e zâmbet, ci un fel de... Rânje? Da, la soare. De la soare. Și zâmbetul care e? O întrebare dificilă. Okay. Nu prea am. Nu prea ai zâmbet, de ce? Unde l-ai pisit? Nu prea mai găsesc glume, dar din când în când, la anumite filme, anumite comedii, sunt și pentru zâmbet, dar mai rare. Deci, dacă mi-ai zis altceva, atunci ai încercat să mă păcălești. Asta e Valea Coștile. Da. Pentru aia, da, trebuie ocolit. Da, o să merg pe acolo să văd de curiozitate. Să arăt pentru că se lucrează. Nu intru. Salut, poți să intri. Mă gândeam că... Poți să intri, da.
astea și încă un strat, păi atunci o să se facă, dacă se mai pune încă un strat de lemn, e nu cald. Se face cald. Bun. Următoarea etapă, continuăm borsticul. Mare, da. Păi, eu știam și toată lumea știam că este pe din afară, dar se lucrează și se renovează și până interior, bă. Asta a fost, Sonică, inițial când am zis de ușa asta, s-o simtă, am zis, hai să facem, cum a fost, o ușă înăuntru și afară. Și? Da. Super. Omule, stai să terminim. Da. Asta e așa ceva era gândită. Da. Să o punem afară. Da. Și asta se va ulterior. Păi numai din cauza ușii se va încălzi. Ulterior, mi-am dat seama că asta stă extraordinar de bine afară, direct. Plus că dacă cu asta veneam și o montam aici, ușa aceea nu a ținut pentru că era asta aici și nu era să bătea în ea. Și balamalele s-au dus. Deci aici așa și aici, îți dai seama, s-au dus, se ducea mereu în balamale. Dă-i românului mintea de cea de pe urmă. Și m-am gândit, bă, dacă o pun pe asta afară, are și altă poziție de tras în tot socul. Să dai seama, eu asta vreau, până aici o gândit să o fac, că de-aia erau niște bucăți late. Până aici mă gândeam să o fac, astfel încât ușa să nu se mai găsească în, știi, să meargă după. Dar mi-a venit ideea asta, băi, cea mai bine este așa, și nu mai pune nici o bloane, nici nu știu ce, de exterior, o mai întrețit. Are un avantaj că intră soarele înăuntru și iarna încălzește înăuntru, în faptul că asta, dacă stai și lumină mult înăuntru, că înainte nu era. Da, cea mai bună treabă, bine, pe chestia asta, zic, am că am muncit aici, am tras, uite, am pe ducă pe la mare înăuntru. Da, aici o să fie nu, e super. Aici, mai, nefiind gândirea de la început, a fi modificări, n-ai... Deja de este. Vorba nu tare, gândirea aceea de pe urmă. Da. Vreau să trec geamuri și mai mult. E jos. Deci, punctul de intersecție între Valea Gălbinele și Valea Coștile. În față este 1B, Valea Coștile. Valea Gălbinele. După cum arată de aici mai departe, ăsta parcă e mai relaxant decât Valea Coștilei. Este 1A. Pe aici arată foarte frumos, ba chiar continuă cu copaci. Deci există sus la Gălbinele o grotă ca cea de acolo, mai mare, Hotel Gălbinele, unde sunt urși. La hotel, da. Și acolo ci că ar mai fi urși din când în când. Aha. Păi să încercăm să coborâm pe la stânci. Încercarea martelar. Pentru că pe aici mi se pare deja dificil. Pe unde am venit. Da, cu siguranță. Nu ne grăbim, pentru că eu deocamdată sunt ocupat să fac poze. Se ved mai jos o grămadă de copaci cu culori de toamnă. Stai să se vadă. Teritoriile cu fereastră, știi cum sunt? Se intră pe de sus.
este așa pe aici, așa, sărbătorile cu ferea. Asta nu e o sărbătoare, da. Dar ți-am explicat. A, uite o zburătoare. A, s-a dus. Nu cred că era corb, dar era ceva interesant. Da. Deci pe aici este, după cum vezi, este foarte la îndemână. Ai cum să stai în fund și să cobori. Aici e afară, deci furina asta măcoară în gradul de dificultate de căsărare și de coborâre. Da. Copiii ăia unde s-or duce? Nu cred. Undeva. Undeva, cândva. Așa. Lasă cărarea, că pe aici e mai ușor. Vrei să știi rău, da? E o căritare mai gravă. Da? Nu știu cum este, dar pe aici e mai ușor decât pe unde am fost. Aia de rentă, da, aia. Avem bități. Ai văzut? Dran cu pozorul. Da? Încerc eu să-l țin. Nu ține în față. Nu ține în față, că o să coborăm cu fața la vale și îl ating de stânci. Uite, eu îl țin în față. Dar îl pot sub geacă, pot sub geacă. Da? Da. Îmi dai pe urmă camera să te filmez eu de jos. Da, ia, ține puțin și lasă-mă și pe mine să cobor. Să vezi că aici e o săritoare grea, nu știu dacă poți să... Foarte grea, foarte grea. Prin stânga să o abordezi, dacă poți. Da. Dacă nu prin... Când ajungi aici, pui camera aici și după aia îmi dai... Ia, stai să văd eu. Stai așa să văd. Acolo să cobori, da? Ținte cu mâna de stâncile din dreapta, de acolo, da? Din stânga. Din stânga, așa. Cobori pe fund și pune piciorul acolo. Reușești să ții camera? Da, cum să nu. Așa, dăm cu așa. Și acum putem să punem camera aici. Nu, dar cobor eu și pe urmă cine o ia de aici? Eu! O iau imediat de aici. Hai! Da, dar nu știu dacă ai pus-o bine în direcția aia. De ce nu? Așa? Am înțeles. Ai putut? Foarte greu. Păi e greu, normal că e greu. E mai ușor să intre decât pe unde am venit. Da, într-adevăr, să pun... Vin o să iei camera, că nu o să poți să o iei pe aici. Vin o să te dau eu pe aici. Nu știu la ce. Imediat. Vin. Credeți că nu puteai? Păi mai făceam un pas aici. Uite așa. Mai urcam un pas. Uite, pe unde cobor tu. Aveam cum să urc puțin. Da. E, ai că ai dovedit că într-adevăr ești... Uite, ești... Ramonaz. Uite cum e să faci ramonaz, da? Uite așa, da? Stânca, da? Și mai departe ce mai faci? E un gheap. Aici nu se face. Aici e sur plomb. Deci asta e sur plomb, știi, când îți aruncă corpul în afară. Da. Sunt
locuiește și vândă multe, de ne știam amândoi în aceeași perioadă și ne și cunoșteam. Ia să mai multe fac încă o... Da, cu siguranță. Multe chestii intră. Cu siguranță. Da. Se aude, deci nu e bine, se aude... Deci înseamnă că l-a deranjat frate. Merge? Da? E, e cât prea? Ăsta nu e pentru așa ceva. Da. Ăla da, ăla e perfect. Da, ar trebui pus undeva pe cap, pe cască, nu? Da. Ăla se poate pune în bizoțul. Hai că nu se mai am. Probabil că un pic de praf. Ah, și pe aici mai sunt ceva floricele din astea am văzut, din astea. Astea? Ah, da, da, foarte bine zis. Din astea nu. Astea altceva. Super. Astea sunt alte chestii. Astea n-au fost deloc până acum. Da. Ah, asta, ca să oprești pur și simplu pe butonul din față. Ăsta? Da, tac, tac.